punctul de vedere a unui biolog și medic veterinar în ceea ce privește criza refugiaților, trebuie să fie vis-a-vis de bolile transmise de aceștia, aduse de aceștia, din cauza faptului că provin dintr-un mediu mai bogat, ca să zic așa, un mediu subtropical mai bogat în patologie, atât digestivă cât și a sângelui, atât patologie directă cu transmitere directă, cât și patologie care se transmite prin vectori, dar atenție, în urma tropicalizării climaterice, Europa începe să-i aibă pe aceștia, pe vectori, și nu mai este doar țânțarul, ci sunt și multe alte, flebotomii în Grecia, de exemplu, sunt vectori care pot transmite boli importante și, după părerea mea, acești oameni ar trebui să fie verificați mai puțin asupra credințelor religioase, firește și astea contează, dar nu sunt subiectul priceperii mele și rostul vorbirii mele, ar trebui să fie controlați în ceea ce privește transmiterea, posesia, ca să zic așa, de posesie și de transmitere de boli parazitare și infecțioase, virale și bacteriene, pe care le pot aduce în Europa, mai ales că noi în Europa avem, cel puțin din punct de vedere digestiv, o situație particulară. Viața civilizată ne face să fim mai sensibili la bolile digestive, cauzat, bineînțeles, de regulile de igienă mai stricte și faptul că cel puțin o perioadă lungă de timp, de 10 de ani, nu ne-am mai expus tubul digestiv la bolile foarte prezente, foarte cunoscute, de altfel în Nordul Africii și în Asia. Asta este motivul pentru care eu zic așa, fiți atenți!